Salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de SAMP pe serverul Blue Bucket, bă, fraților. Da, mă, deci nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe dacă vreți mai multe episoade din această serie și... Da, mă, cam fiecare episod o să vorbim cu frecvența 1830, cred că suntem. Da, am aici pe o dată episodul, dar intră la maică mea. Stai aici... frecvența asta, 1830. Și o să vorbim cu oamenii. Să un pic. Oh, uite unde m-am urcat. A, ok, man, nu contează. Hai să ne dăm jos atent, să nu ne luăm mult HP. O să mă dau direct pe aici, ce contează. Ok, deci am venit cu mașina până aici și m-am oprit aici ca să încep și episodul. Aici avem domnișoara noastră, îmbrăcată ca de club. Să nu vorbesc mai urât. Ok, și... O să mergem la jobul de fermer. După ce o să văd ce e aici. Wang Cars, ok. E ceva sus? Hai să mergem sus să vedem. E ceva sus aici? Hello. Cred că aici... nu e de închiriat? Bine, bă. O să le iau... Fuck! Oricum, nu trebuie, dar ziceam că e idee. Poți să iei motor de acolo. Bine de știu, bine de știu. Deci cam unde e? Cam aici lângă șina de tren. Nu, dar nu știam că poți să iei motoare așa, Iuri, adică îi dezavantajează cum ar veni, adică nu o să mai aibă sens rent bike-ul, nu? Adică, na, nu o să mai dea rent nimeni, o să vină aici toată lumea și o să -și ia. Dar nu cred că prea mult știu de locul acesta. Băi, ora 22, adică ora 10 și 6 de player, ceea ce este foarte bine pentru serverul ăsta. Bine, e cel mai popular din sesiune din ăsta, din Bucket, de exemplu. Ia stați. Orange.bucket.ro cosplayer are 512, vedeți? Nu are așa de mulți. Și na, pana mea. 612. Bine, are mulți, dar nu are la fel de mulți ca Blue. Și asta e foarte bine, adică Blue, na. Și Green și alea 300, 200. Nu sunt foarte mulți nici acolo. Aole, ce mă enervează chestia asta. Deci da, sunt foarte puțini și acolo, nu sunt deloc mulți, stați liniștiți, băieții. Hai să mergem la jobul unui fermer și da, mai avem nevoie de câte ore să stați. Avem nevoie de încă... nice! 10 cu încă 3. E bun, 13 ore mai am nevoie. Prost. No, n-ai cum zic, mi se pare că n-ai cum. Poți să-i faci cost dacă înjuri în clan, e clanul lui. You can get because you're not in clan. Da, cumpăr, hai, dă-mi vrea urgent, nu sari calul, nu sari, nu sari, ok, calul, please, sună, m-am nevoie, mamă, coiță, ăla, nu, 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 nu. Uau, am crezut că mă bușesc acolo. Ok. Încă am ajuns și noi la jobul de fermer. Da, deci... În 2 săptămâni... N-am 2 săptămâni de când am așteptat asta, o săptămână jumate. Am făcut o mașină cu cei mai mulți kilometri de pe server de mașina de tip merit, pentru că îs mașini și cu 30.000, 40.000 și cu 60.000 de kilometri am văzut mașini pe serverul ăsta, dar... De fapt, nu cred că pe server... Ba da, pe serverul ăsta. Faza e că merit, de tip merit, este cu cei mai mulți kilometri de pe server, așa că da, într-o săptămână jumate e bun, nu? Foarte bun. N-am mai văzut merit cu mai mulți kilometri. Și nu cred că e, nu cred că mașina aia merit o conduc mulți 2000 de kilometri, pentru că e o mașină destul de slăbuță. Da, la mine nu contează ce mașină este, tot ce este, este ceva. Ok. La mine contează doar să fie mașină, să pot să merg cu ea, bine, acum nici să prindă 40 la oră, da? Să fie mașină, să pot să merg cu ea și aia e, frate, nu contează altceva. Pentru mine, sincer, nu contează altceva decât să fie mașină. Și să prindă peste 120 la oră. Că mi-a prins 141, deci, da, e foarte bine. Opa, ia să-ți așa un pic, am făcut ceva. Cred că s-a salvat pe desktop.
Nu. No. Ia să-și văd aici. Nu, no, noi, noi autorii play on, perfect. Am vrut să testez ceva. Oh, salut. Am crezut că e ceva recycle bine. Ok. Ah, ar fi la o parte javră. Da, și mi-am și aici am băncuță 29 de caca. Bună dimineața, ia să un pic. Am calculator aici la îndemână. Așa. 60.000 ori 8 egal 480.000. Da, fac până dimineață 30 caca. Foarte fain, că o să las cu sleep-ul seara asta. Bine, ca de obicei, las cu sleep-ul, da, na. Iată că mari la finalul interviul nostru alături de genetic, Renji și Smiley sunt Teleshift și vă urez o seară plăcută. Direct o seară plăcută vă urează. Ne urează, de fapt. Da. A, și vreau să vă zic că și am făcut... să închidem asta. Ok, am și făcut 1404 ore jucate pe Steam în San Andreas. Deci, apreciez foarte mult că ați stat alături de mine. N-a stat 1400 de ore. Când m-am apucat de serverul ăsta, aveam 1320, acum am 1404. Deci, da, am făcut ceva ore, am făcut 100 de ore. Da. Știți că eu am sample pe Steam și... Da. Bine, nu mi l-am luat, pur și simplu, doar să... Majoritatea își cumpără jocurile pe Steam care se pot juca și cracate și le cumpără pe Steam doar pentru ore. Eu mi l-am cumpărat în primul rând că era 2 euro pe G2A, deși și măcar nu era foarte scump. Și în al doilea rând că... era, eu aveam un GTA mai de mult când mi l-am lăsat în 2015, care era buguit și nu știam cum să... Adică îl downloadam și pur și simplu nu mergea ca lumea, mi-a dat de a crește fără să fac niciun mod. Și am zis, frate, bag piciorul, mi-l iau de pe Steam, dacă nu merge nici pe Steam, asta e, nu mai bag. Și am mers pe Steam, pur și simplu, și mi-l am luat pe Steam, aia e, frate. Da, ți așa, uite. Și exact ca asta, intru în samp cracat, cum ar veni sampul ăla cracat, și când dau aici pe server, de exemplu, îmi pornește automat San Andreasul de pe Steam. Adică, na. Ați prins voi la ce mă refer. Și aia e, frate, mai bun pe Steam. Uite, merge bine, am și moduri. Acum am rezolvat problema aia în timp, nu? Pentru că... Na. Dar, pana mea, frate, măcar... Gata, deci licenses 4 ore, perfect. Mi-a suspendat licența pentru că am făcut DM pe player. It. Aoleu, it. Așa. Am făcut DM pe player. Uite așa un pic, așa. Dar nu contează. Contează că am rezolvat problema, nu? Era de apartament 77 caca. Bă, dacă e apartament ca lumea, de ce nu? Da. Cigătă slash noobs. Slash noobs. Noobs. O, mecanici muncesc din greu pentru a-și câștiga mare fail. Ioi. Mecanici de greu pentru a-și câștiga existența, spor la treabă. O, slash ID. Să căre capa. Mare fel ce-i dat busele, că are level 20 și are rank 4 în News Reporters. What the fuck? Liderule, ce faci, bossule, că pe mine nu mă accepti? Nici măcar mă accepti în facțiune? Și el are rank 4 și îmi pare cu 6 nimeni. Este primul fucking crash pe care îl primesc. Voi vă dați seama că e primul crash pe care îl primesc de la mod pe cum eu? Ok, asta e ciudat. Ok, o să intrăm din nou. Nu e problemă, că nu se închide filmarea sau ceva. Dar e primul fucking crash. Ok, asta e ciudat rău. E foarte ciudat. Checking burn status. Ok. Mm. 15 minute. Sper că sunt 1000 de secunde. Da, sunt 1000 de secunde lejer. 15 minute. Cred că sunt 1000 de secunde, 15 minute ale venit. Bă, nu 16 minute, 1000 de secunde. Hopa, hopa, hopa. E, ne.
stați. Cât am? 864. 15.000 de secunde. 900 de secunde. 864. 9 ori. 864 plus 900. Gal. La fix! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Să vedem, 898. Și nu o să primesc 98 de ore. La payday. Sper să se dea payday-ul, știți că câteodată se dă payday-ul cu delay. Sper să se dea payday-ul cu delay, adică să... să se dea gen un minut după. Se mai întâmplă câteodată și așa o să am și eu timp să... să am și eu timp să fac un payday complet, adică să-mi iau și... deci o să-mi scrie că am jucat 30 de 31 de minute, frățioare. M-am cam dus aici în răpă. Aici e ceva HQ. O să jur că e ceva HQ aici, să îmi verificăm. Ia. Yeah. Agresiva, așa nu știu ce, big. Wow, bosulică, ce avem noi aici, mă? Ia să urmăm, mi-aș dori casa asta mai mult decât să fiu admin 6 pe serverul ăsta. Glumeam, ce aveți, tot admin 6 vreau. Și ce, nu e nici din niciun clan, pur și simplu l-are parcat aici? Bă, ești nebun, dar tipul ăsta e organizat, mă? Asta se șosie distrugem noi organizarea un pic. Stați așa, mă. Nu mai un pic. Bă, stai. Cine e, mă, ownerul la chestia asta? Ia să vedem așa un pic, mă. Slash ID Antique. Level 61. Bosule, că păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Eu de-abia îmi permit o casă să așa o luat dintre mai palat, ai ieșit mai mașini, chestii. Ai, că ăsta e bun, mă. Mă, eu de-abia îmi permit o casă și ăsta ăștia nu știu câte chestii, mă, și s-a omorat familia mea. Ah, mă, frățioare, câte și ăștia, mă. Bine, să avansăm și noi de asta la levelul 4, ăsta, doamne, la episodul 41 de Samp și... bine, se face chiar așa de ușor levelul. Să faci level 20 ceva pe serverul ăsta, dar... da, apropo, serverul ăsta e cel mai greu bugged. Da, ați auzit bine, e cel mai greu bugged. Slash v... ala, slash... da, așa, e cel mai greu bugged. Adică intri cel mai greu într-o acțiune și chestii de genul, știi? Și nu că ar fi o problemă chestia asta, pentru că, na, pana mea. Stai așa, slash... a, nu pot să dau slash time. Stai că vreau să verific 100%, că n-am... ia. 1000 de secunde. A, 1056 de secunde. 49. 11 minute în secunde. 660. A, fac, uite, episodul 40 l-avem aplaudat. Adică s-o să se facă programat, nu e aplaudat. Vai, 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 vai. N-apucăm, nu s-a apucat să luăm o oră întreagă din păcate, din mare păcate, nu s-a apucăm. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Ăsta, slash ID, Norbi... și ce dacă e civil. Mă rog, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!